Pescarii recidiviști. Această prezentare face parte din miniseria noastră Căutând ochelarii de pe nas. Și ce am dorit în această serie și cu ce ne-a dăruit Dumnezeu este o idee simplă și anume că noi căutăm pe Dumnezeu departe. Îl căutăm sau uneori îl considerăm absent. Dar Mântuitorul a spus, împărăția cerurilor nu este la marginea pământului sau acolo unde o caută, unde caută unii înțelepciunea, cum scrie în cartea Proverbelor. Nu este acolo, ci este aproape de tine, este chiar în inima ta. Acesta a fost cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos. Am trecut prin câteva etape și vom continua prin harul Domnului cu alte câteva tablouri din Scripturi de oameni care au căutat pe Dumnezeu și au privit departe sau au crezut că sunt singuri, sunt părăsiți, Dumnezeu este absent și El era chiar acolo lângă ei. Și astăzi vom învăța despre o altă clasă de oameni care, de fapt, nu caută pe Dumnezeu și El este foarte așa, se uită departe și El este foarte aproape. Nu-L caută de fel. Dar, dimpotrivă, ei cred că El nu există. Și întrebarea care se ridică astăzi este, care e răspunsul lui Dumnezeu față de o astfel de clasă de oameni? Tată din ceruri, contăm pe promisiunea Duhului Tău Sfânt, care ne va călăuzi în tot adevărul. Binecuvintează-ne cu această ocazie, cu lumina cuvântului Tău și a prezenței Tale și binecuvântat să fii în veci. Amin. Mergem în Evanghelia după Ioan, capitolul 21, versetul 2. Deodată, în vidul care s-a creat prin răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, care nu era altceva decât dăruirea sau oferirea vieții lui, îmi dau viața, nu-mi ia nimeni viața, nu mă omoară, nu mă asasinează, nu mă răstignește, eu îmi dau viața. Ceea ce s-a văzut, răstignirea, a fost forma pe care a ales-o Dumnezeu Domnul să-și dăruiască viața. Deci nimeni nu mi-o ia cu sila, cu violență, cu forță. Nu, eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau. Acesta e adevărul despre jertfa Domnului nostru Iisus Hristos. Când însă acest lucru s-a produs datorită înțelegerii extrem de limitate a ucenicilor lui, a căror nu facem și noi parte, datorită poverii grozave a tradiției în care ei trăiau, a prejudecăților lor teribile care umplea sufletul și mintea lor și adevărul n-a avut loc, deși a fost repetat de atâtea ori. Fiul omului va fi dat în mâinile neamurilor, ei îl vor răstigni, a treia zi va învia. De atâtea ori a fost repetat, nu s-a înțeles absolut nimic, pentru că nu e loc. Dacă e plin deja, nu e loc. Apoi, în urma marelui eveniment pe care ucenicii l-au trecut imediat în nu numai sub tăcere, în totală ignorare, l-au depășit și l-au lăsat în urmă, aveau această întrebare ferventă, fierbinte, acum ai de gând să așezi împărăția, hai să uităm astea cu Golgota, cu ce a fost, n-are nicio importanță. Întrebarea importantă este a tradiției noastre, acum ai de gând să așezi împărăția? Din nou blândul păstor conduce sufletele lor la izvoarele apelor vieții și îi ancorează în și de Dumnezeu. Acum, în golul care s-a creat prin răstignirea lui Iisus, care de fapt a dărâmat și a răsturnat toate așteptările lor, nu planul lui Dumnezeu, a împlinit planul lui Dumnezeu în orice detaliu, chiar în cele profetice scrise în psalmi și în profeți, în ei a dărâmat absolut tot din cauza că nu a corespuns așteptărilor lor. Ei aveau alte așteptări și în momentul în care Iisus și-a dăruit viața, așteptările lor au fost demascate literalmente ca fiind total nefondate spiritual. Și atunci în golul acesta nu mai avem ce mai. Ne-am înșelat, adică am crezut ceva, dar n-a fost așa și așa este mare rușine. Acum ne întâlnim cu lumea acolo.
lumea ne vedea când mergeam cu el și acum o să ne vadă pe stradă. Mă gândesc la primii adventiști, prin ce au trecut ei după dezamăgirea aceasta grozavă pe care a dus-o asupra lor și asupra lumii. Și unii au stat ascunși multă vreme și chiar biserica a luat o perioadă de ani de zile în care și-a închis complet ușile ca să nu... gândind că sau interpretând parabola fecioarelor cu ușa închisă, care de fapt era și o formă de protecție împotriva oamenilor care nu s-ar fi dat înapoi de la niciun fel de batjocură sau chiar violență în dreptul unora dintre ei. Astfel că Petru este în situația aceasta. El a fost un inițiator și se simțea oarecum vinovat sau responsabil că i-a condus pe toți ceilalți la încrederea în Iisus. El dăduse mărturia aceea cutremurătoare: Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. El a auzit cuvintele pe această piatră, adică mărturia pe care a dat-o el: Voi zidi biserica mea, biserica e zidită pe mărturia, Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Același Petru spune în versetul 2 din Ioan 21, împreună cu 6 alți ucenici, între care era Toma, zigeamă, Natanael din Cana Galilei, Ioan și Iacov, fiii lui Zebedei, și alți doi ucenici erau acolo împreună cu Petru și Petru le-a zis, el conducea întotdeauna echipa: mă duc să prind pește. De această dată nu a mai zis haideți cu mine, că le zisese odată haideți cu mine după Iisus, acum nu mai zice lucrul acesta, fiecare de capul lui, scapă cine poate. Mă duc să prind pește, spune el. Ceilalți, mergem și noi cu tine. Ei au continuat să-l respecte ca fiind conducătorul lor. Nu e nimeni acolo care să zică ce-ar fi să înălțăm o rugăciune. Ce-ar fi să întrebăm pe Domnul dacă e bine ce facem, că s-ar putea să ne ducem după pește și să naufragem, să ne ducem, să ne mănânce pești în loc să mâncăm noi pește, ne mănâncă ei pe noi. Ce-ar fi să spune? Nu spune nimeni niciun fel de rugăciune, pentru că în momentul acela ei trăiesc un vid spiritual, așa cum sunt mulți oameni. Nu, să nu ne grăbim să etichetăm pe cineva ca fiind ateu pentru faptul că se găsește într-un vid spiritual. Nu mai vede niciun fel de ieșire, de continuare, de legătură. Nu mai are sens nimic. Este într-un fel de vid spiritual. Și nu a avut loc niciun fel de rugăciune, nici măcar nu s-au întrebat dacă o fi bine, nu o fi bine ce facem noi. Nu, deja erau de capul lor, erau fără nimeni. Pentru ei Mântuitorul nu mai exista. Deja era. Așa cum pentru mulți oameni trăiesc momente în care Dumnezeu nu există, pur și simplu. Fie că fac față unor suferințe grele, ori fac față unor încercări. În momente de felul acesta, absența lui Dumnezeu strigă tare și reverberează în mintea mea întrebarea surorilor lui Lazar: dacă erai aici, dacă erai prezent, dar ai fost absent. Au ieșit, spune versetul acesta, și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic. Mă duc să prind pește. Să vedem, adică nu e. Iacov spune, nu te duce să prinzi pește. Du-te dacă o vrea Dumnezeu să prinzi pește, adică despărțit de mine ai să prinzi nimic. Și el a ieșit în noaptea aceea împreună cu ei și au prins nimic. S-a împlinit cuvântul acesta. Toată noaptea au încercat să pescuiască. Dimineața, când s-a făcut ziua, deci așa, au văzut pe țărm silueta lui Iisus. Problema care se ridică aici poate fi exprimată în următoarele cuvinte. Bine, odată ce ai văzut, dacă vezi pe cineva din familie, spre exemplu, imediat recunoști forma copilului, recunoști forma părinților, soț, soție, cineva care ți este foarte apropiat. Dar atâta vreme cât cineva nu există și nu mai există pentru tine, nu mai poți să asociezi forma aceea a corpului lui Iisus, a prezenței lui acolo, nu mai poți să o asociezi, pentru că în mintea ta e blocată deja că nu există. Ai plecat de la această concluzie. N-ai pornit să vezi dacă există sau nu, cu sufletul deschis și vorba lui Socrate, să urmezi adevărul indiferent unde te duci el. Nu știu care e adevărul, dacă este, dacă nu mai este, dacă mai este. Unde mă va duce adevărul, acolo voi merge. Ei erau
plin, total blocați în această, în acest gol teribil, acest complet, total vid spiritual. N-au văzut absolut nimic. Unii oameni spun, dacă văd, cred. Ei au văzut, dar n-au crezut nimic, pentru că erau blocați literalmente în această convingere a lor că Iisus nu există, nu mai există. S-a încheiat complet. Ucenicii nu știau că este Iisus, spune versetul 4. Deodată, ceea ce nu reușește vizualul, încearcă auditivul. Auzul este unul dintre ultimele simțuri care pleacă de la om. Versetul 5. Copii, le-a zis Iisus, aveți ceva de mâncare? Copii? Ce vrea să spună lucrul acesta? Vrea să spună că atunci când îndrăznim să pornim în aventura vieții, fără Dumnezeu, nu suntem altceva decât niște copii la minte. Așa au pornit ei. Nu trebuiau să prindă niciun pește în noaptea aceea. Dumnezeu a avut grijă să nu cadă vreun pește din greșeală în plasa lor, ca nu cumva vreunul dintre ei să înțeleagă și să creadă că se poate și altfel. Nu. Dacă era vorba ca ei să tragă această concluzie, ar fi fost teribil de greu să revină la încrederea lor în Dumnezeu, pentru că mintea odată extinsă, spre exemplu, la nivelul necredinței, cum era cazul lor, ei nu mai credeau în nimic la nivelul inexistenței lui Dumnezeu sau a Mântuitorului nostru. Mintea odată extinsă la o astfel de idee niciodată nu revine la forma inițială. Trebuie o credință cu mult mai puternică decât necredința ca să poată ține sub control. Dar cât va trăi un om care a băut din apele ateismului, spre exemplu, el va avea de vegheat asupra minții lui, care oricând tinde să alunece tot acolo. Odată ce ți-ai format o suspiciune în dreptul cuiva, toată viața va trebui să lupți cu ea, să ții sub control. Orice evidențe vei avea, posibilitatea sau probabilitatea suspiciunii tale rămâne totdeauna prezentă. Ei sunt sub această grozavă tensiune. Nu își puteau imagina, nu puteau asocia pentru nimic în lume dimineața aceea cu noaptea aceea fără succes, nu puteau să le asocieze cu Iisus. Iisus nu avea niciun fel de loc, nici măcar n-au schimbat un cuvânt despre el în noaptea aceea. S-a ocupat de mreje, de pește, trage mai, strânge sfoara. Nu se poate, hai să mai dăm o dată, hai să mai facem asta. Pur și simplu absorbiți. Am fost plăcut impresionat de ceea ce a povestit o bunică cu privire la nepotul ei care s-a pierdut la Disneyland. L-a pierdut o clipă și dânsa spunea, nu știu când s-a făcut nevăzut, dar s-a făcut nevăzut și n-a anunțat poliția că a încercat să-l caute, să-l găsească. Nu poate să fie departe. Și uitându-se disperată în toate părțile, prin atâta lume care este acolo, unde poate fi și ce, poate că e disperat, poate caută când trece pe acolo. Este o fanfară care merge pe alei și cântă și îl vede pe el în spatele fanfarei, mergând în același ritm cu fanfara și el n-avea instrument, nu cânta, dar era parte din fanfară. Și bunica a spus, zice, mă uitam la el că era pierdut și el nici nu știa cât de pierdut este. Aceasta e viața noastră fără Dumnezeu când încercăm să mergem cu fanfara lumii, cu fanfara situației sau în care suntem absolut uitând sau ne manifestând niciun fel de conștiință cu privire la prezența lui Dumnezeu. Nu odată s-a întâmplat lucrul acesta. Și nu numai lor li s-a întâmplat, ci nouă tuturor. Să uităm chiar punctul cel mai important al tuturor în predica noastră. Am uitat despre Dumnezeu, că despre El e vorba. Am uitat despre Iisus. Am prezentat un studiu interesant. În lucrările noastre, în conversațiile, în soluțiile noastre. Poate că n-am zis cum a zis fata aceea, Dumnezeu să mă lase în pace să-și vadă de treburile Lui. Poate că nu am spus așa, dar nu am procedat altfel prin faptul că am uitat, a pierit complet din mintea noastră, am ignorat total prezența lui Dumnezeu. Copii,
Aveți ceva de mâncare? Cuvântul acesta a trezit o reverberație grozavă. N-avea cum să confunde vocea Domnului nostru Iisus Hristos. Răspunsul lor, nou, n-avem. Ascunde și mândria pescărească a celui care n-a prins nimic și dezamăgirea lui și toate mai sunt acolo adunate, dar dincolo de orice arată pornirea lor sau impulsul lor, stai, vezi, de drumul tău sau de treburile tale. Nu, scurt. De obicei se spune, da, uite, am chinuit toată noaptea, adică adăugăm ceva prin care întreținem puțin atmosfera, dar când cineva vrea să taie conversația, nu te băga, nu ai treabă în lucrul acesta. Nu, i-a răspuns lui. Iisus nu răspunde cu aceeași monedă niciodată, chiar dacă noi, ați văzut cum a vorbit Iona cu Iisus, cu Domnul, bine facă mă mânii până la moarte și așa, și atunci Domnul a creat acea planta, acel curcubete și asta de vorbă cu el și acesta este Domnul. Umilința lui nu poate fi niciodată întrecută, nu face altceva decât să zdrobească sufletul din noi, umilința lui. Și atunci el le răspunde la acest nu al lor, versetul 6. Aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei, iar aruncați-o în partea strâmbă. Știți că sunt două părți în viață. Una e dreaptă, una e strâmbă. Cea fără Dumnezeu este strâmbă. Și au chinuit toată noaptea pe partea strâmbă, dar nu a mers. Și acum Domnul le răspunde, aruncați mreaja în partea dreaptă. Observați că aici a fost încercată și este încercată cel din tâi mândria noastră. Adică ce mă înveți, tu vrei să spui, mândria tinde să reziste lui Dumnezeu, cuvântului său, sfatului său. Cele mai bune intenții, mândria tinde să reziste. Ea nu se lasă ușor câștigată. Este un cancer al sufletului, este o împietrire a Duhului. Așa cum scrie în Daniel, i s-a împietrit Duhul până la mândrie. Și totuși ei nu ezită nicio clipă. Tonul glasului său a avut atâta putere de convingere, a zdrobit, a spulberat mândria lor, s-a trecut peste așa ceva și scrie Scriptura că au aruncat și nu mai puteau trage mreaja din pricina peștilor. Au fost foarte aproape de țărm. Erau gata să iasă la țărm, de fapt. Ar fi fost puțin probabil să se găsească peștele acela în locul acela, afară de faptul că era chemat de Dumnezeu, cum a fost chemate prepeliții sau cum a fost chemat peștele acela cu banul pe care l-a prins Petru și a plătit acolo. Îndată ce s-a întâmplat lucrul acesta și au observat, s-au trezit ca un duș rece asupra lor și versetul 7 spune, ucenicul pe care îl iubea Iisus acesta este Ioan, știți, iubirea are vedere bună, că pe care îl iubea Iisus, a zis lui Petru, e Domnul, dar cine? Așa ceva este Domnul. Chiar discutam nu de mult timp cu o personalitate și mi-a răspuns în cuvinte foarte adânci și foarte umile. Nu, afară de Dumnezeu nu avea cine să facă așa ceva. Rămân pentru restul vieții mele copleșit și convins că afară de Dumnezeu nimeni nu putea să intervină într-o situație ca aceasta. Și nu există o altă explicație. Ucenicul pe care îl bea Iisus este Domnul. Când a auzit Petru, el e om de acțiune, el nu numai că este Domnul, ci imediat și-a pus haina pe el, s-a încins, era dezbrăcat, trăgeau acolo la spate și s-a aruncat în mare. Spre deosebire de data trecută când a mers pe mare și a zis, scapă-mă, sau când a fost în furtună, acum s-a aruncat în mare pentru că el nu are nicio îndoială că în momentul în care Domnul este prezent, el va merge acolo. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioară, au tras mreaja cu pești. Nu era în ei niciun fel de reacție, pur și simplu. Era o copleșire totală. Trăiau în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Acum scrie Scriptura în versetul 9, din același capitol din Ioan, capitolul 21, scrie Scriptura că oamenii aceștia când au ieșit pe țărm au descoperit că de fapt acolo era un foc pe care era pește fript și pâine coaptă, tot așa, împreună la focul acela.
Versetul 9, când s-a coborât pe țărm, a văzut jeratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iubiții mei, este un mic dejun acesta pe care Iisus îl numește veniți să prânziți. Cuvântul arată că este masa de a lor de dimineață. Dar nu vom rămâne doar la atât. Ilie a spus, dacă se vede un mic nor cât palma, e cât cerul, mână. Faptul că Iisus pregătește acest mic dejun pentru ucenicii obosiți, ne spune nouă că El are deja răspunsul tuturor problemelor omenirii noastre care moare cu fiecare zi care trece. Are deja soluția celor mai grave conflicte, cum curge sânge în acest moment și mii de refugiați și țipete și moarte pretutindeni. El are răspunsul acesta, l-a pregătit mai dinainte, eram gata să răspund celor ce nu întrebau de mine, El este gata. Marea întrebare care se ridică în dreptul nostru ca persoană, dar și al omenirii întregi, este dacă vom fi gata să luăm loc la masa aceasta. Ce masă e asta? Cine mănâncă? O fi vreo iluzie sau cine știe ce se întâmplă aici? Nu puține gânduri au trecut prin mintea lor, dar Mântuitorul întâmpină pe un om acolo unde este și ca să nu lase loc la ideea iluziilor și așa mai departe, în versetul 10 el le spune, aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și Petru se a dus repede în corăbioară, au adus pești, i-au fript acolo și după care Iisus se invită, veniți de prânziți. Ce ne spune acest lucru? Noi nu suntem lucrători pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu are nevoie de lucrători. Pavel a spus aceasta pe înălțimile lui Marte. Dumnezeu nu este slujit de mâini. Nu are robi, roabe, sclavi. Iisus spune, nu vă numesc robi, ci vă numesc prieteni. Să lăsăm în urmă această pagină a istoriei. Omenirea a crescut în cunoașterea de Dumnezeu prin venirea Domnului nostru Iisus Hristos, ca de la noapte la zi. Dumnezeu este văzut într-o cu totul altă lumină. Eu de aceea m-am născut ca să mărturisesc adevărul despre Dumnezeu. Și adevărul este că voi nu sunteți robi sau sclavi, ci voi sunteți prietenii mei. Lucrul acesta era ascuns în această chemare a lui Iisus. Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum. Și ei au adus. Noi suntem împreună lucrători cu Dumnezeu. Acest lucru este enorm. Și sigur că unul zice, tu din care pești mănânci? Din cei care au fost al lui Iisus sau din ăștia care i-am pus acum? Nu, Dumnezeu a pus lucrurile împreună. El lucra împreună cu servii săi. El este un lucrător dintre lucrători și noi suntem niște lucrători dintre lucrători care lucrăm împreună cu Dumnezeu. Acest Emanuel, Dumnezeu cu noi, cuprinde și aspectul lucrării lui Dumnezeu. Noi nu lucrăm pentru Dumnezeu. Noi lucrăm împreună cu Dumnezeu pentru binele celor din jurul nostru. E un element de o deosebită importanță în versetul 12. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Niciunul din ucenici, nici măcar Toma, știți că el are un anume fel de întrebări, niciunul din ucenici nu cuteza să-l întrebe cine ești. Cuvântul cine ești aici înseamnă să dovedești că ești, adică să probezi lucrul acesta. Nu îndrăznea nimeni, căci știau că este Domnul. Dar dacă te pune cineva, demonstrează matematic, fizic, chimic, demonstrează, nu, ei știau. Noi știm că am trecut din moarte la viață. Nu toate lucrurile pot fi demonstrate matematic sau formal. De ce avem aici ceva în universul acesta în loc de nimic? Nu se poate demonstra așa ceva. Trece mult dincolo. Ei știau acest lucru. Și tu vei ști în ființa ta când ești în prezența lui Dumnezeu. Vei trăi acest lucru. Duhul tău este convins de un adevăr care trece peste semantica aceasta, peste mijloacele acestea de comunicare. Ei știau că este Domnul, nici unul dintre ei nu îndrăznea să-L întrebe cine ești. Un simțământ de adâncă
umilință și reverență le-a umplut viața și sufletul când au văzut că El a pregătit cu atâta umilință masa pentru ei. A luat locul cel de pe urmă. Ați văzut cum a spus. Eu sunt Domnul și Învățătorul, dar între voi sunt ca acela care servește la masă. Evidența totală că este El a constat nu neapărat în minunea aceasta, foc și pești și mulțirea pâinilor, ci în umilința cu care El, așa cum scrie Pavel în Filipeni, s-a dezbrăcat, a luat chip de serv, de slujitor și a slujit pe prietenii Lui care suntem noi. Și într-un incident ca acesta sau în urma Lui, mintea poate să iscodească tot felul de întrebări, să creeze, să imagineze, să există un fel de curiozitate sănătoasă căreia îi răspunde Dumnezeu și o altă curiozitate bolnavă. Știți tabloul acela celebru cu necredința lui necredința Sfântului Toma, în care Toma e cu degetul în rană. Nu, Biblia nu spune că ar fi pus degetul acolo. Dimpotrivă, nu a pus degetul acolo, pentru că în versetul 29 din capitolul 20 Mântuitorul îi spune: Toma, pentru că m-ai văzut, ai crezut, nu fiindcă ai pus degetul în rană. Dar suntem înclinați uneori și Dumnezeu nu este deranjat de lucrul acesta, ci întâmpină pe fiecare om acolo unde este. Pentru că versetul 14 spune: era a treia oară când se arăta Iisus ucenicilor săi. De câte ori se arată Iisus? De câte ori este necesar? De câte ori este suficient? De câte ori situația cere de așa fel încât la urmă să poată spune întreaga creație: drept ești, Doamne, că ai judecat așa. Astfel că pescarii noștri au pornit de la pescuit tilapia și pești din lacul Galilei și din ape și au fost făcuți pescari de oameni. Dar când au căzut în golul acesta sufletesc, sau au recidivat, pescuitul a recidivat în viața lor și atunci ei au devenit pescari recidiviști, au luat din nou ocupația aceasta. Dumnezeu nu a părăsit pe cineva care i-a întors spatele, care îi neagă existența. Dumnezeu este la fel de aproape pentru cel care îl caută și pentru cel care nu îl caută. Eram gata să răspund. Făgăduința pe care avem în Matei 28:20 este vie și prezentă pentru toți cei ce caută pe Dumnezeu. Eu sunt cu voi în toate zilele. Toate zilele, da. Și ziua necredinței, și ziua răutății, și ziua desfrânării, și ziua nenorocirii. Eu sunt prezent. Dumnezeu nu este undeva părăsit sau izolat într-una dintre zilele vieții noastre. Eu sunt cu voi în toate zilele, adică în tot felul de zile. Iubiții mei, cuvântul acesta și făgăduința aceasta cere de la noi să trăim și să umblăm în prezența lui Dumnezeu, pentru că El nu este la marginea pământului sau departe sau în ceruri, ci împărăția cerurilor, adică El însuși, este chiar în inima voastră. Ajută-ne să nu uităm niciodată, Doamne, umilința Ta, apropierea Ta de noi, prezența Ta cu noi. Și atunci când înclinăm să uităm, deschide ochii noștri, Doamne, să vedem minunata prezența lui Dumnezeu manifestată în lucrurile care se întâmplă și apoi dă-ne smerenia de a ne închina și a ne înclina înaintea adevărului așa cum este El în Hristos Iisus. Amin.